statistica arată că în țările dezvoltate, de altfel, piețele sunt liberalizate, acolo unde puterea de cumpărare a cetățeanului permite acest lucru. Și din istorie vedem foarte clar că plafonarea, de fapt, este o etapă intermediară. În Statele Unite tot prețurile au fost plafonate în anii 70. În Canada, la ziua de azi, în unele regiuni, tot sunt prețurile plafonate. Deci nu este un know-how moldovenesc, este ceva unanim recunoscut și acceptat și noi n-am... bine. Nu s-a inventat. Nu s-a inventat nimic nou.